Am ales în seara aceasta să uh, rânduim uh, șirul acestor lecțiuni biblice, în așa fel încât, uh, la urmă, să rămână cuvântul despre rai. Să nu ne despărțim în seara aceasta cu gândul că uh, cu, cuvântul cu privire la focul diabului, deși este bine să ținem minte. Dacă nu ne pocăim acolo, ajungem. Dumnezeu să aibă milă de noi. Înainte de a intra în detaliile acestei învățături biblice, îngăduiți-mi, vă rog, două observații. Prima dintre ele, dacă citiți cu atenție Noul Testament, veți observa că singurul care vorbește pe subiectul iadului este Domnul Isus. Când tema aceasta apare în alte locuri, în epistole, se face trimitere la ceea ce a spus Domnul. Asta înseamnă că subiectul este extrem de important. El este revelat de Domnul nostru și susținut, sigur, prin afirmațiile sale. Pe de altă parte, a doua observație, dacă este să cercetăm cu atenție istoria Bisericii și locul cu obiectivul de a vedea care este locul pe care l-a ocupat predicarea despre infern, despre Iad, în propovăduirea generațiilor trecute, veți observa că învățătura cu privire la infern, la Iad, a stat foarte aproape în atenția slujitorilor biserici. Predicile acelea faimoase pe care le amintim noi, Că au provocat mari treziri spirituale, în fond au fost niște predici despre infern. Păcătoși pierduți în mâna unui Dumnezeu înfuriat. Asta a fost o predică despre iad. Asta a fost. Ordinea acelei, acelei propovăduiri era foarte simplă. Oamenii fac păcate, pentru păcatele făcute ajung în iad, iată ce li se întâmplă dacă mor fără Hristos și cine vrea să scape, să se întoarce la Hristos. Întoarcă la Hristos. Cam asta era mesajul. Ce constat este că în zilele noastre învățătura aceasta este foarte nepopulară. Dacă se mai ridică câte cineva să spună ceva undeva, ce e și asta? Sperie lumea, povești. Uh, există o carte scrisă de un francez, mele lui este Jean Minot, cartea se intitulează Istoria Infernurilor. Autorul acestei cărți, pe lângă altele, pe care le scrie în ea, pune la îndemâna cititorului niște sondaje de opinie referitoare la percepția populară din vremea noastră cu privire la iad. Ce e ciudat de observat este că în timp ce oamenii se declară creștini, se declară credincioși în Dumnezeu, totuși ei nu mai cred că există Iad. Asta e așa o poveste. Dumnezeu e bun, prea bun ca să existe Iad. Asta este o concepție populară pe care, într-o formă sau alta, o putem regăsi și în mediile noastre creștine. Dacă dorim să fim creștini biblici, trebuie să ne întoarcem la adevărul descoperit de Dumnezeu în Scriptură, și cu privire la acest loc înfricoșător, iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Primul lucru pe care aș vrea să îl subliniem în această seară este legat de terminologia biblică a locului de usând. Cum e numit locul acesta în Biblie? Sunt mulți termeni folosiți, am ales să mă refer la șase dintre ei. Primul este întunericul de afară. Expresia aceasta apare în Matei 22 cu 13. Domnul Isus a spus, legați mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu zice în infern, ci în întunericul de afară. Expresia aceasta, întunericul de afară, denumește Definește iadul. Expresia a doua este expresia focul cel veșnic. Ea apare în Matei, capitolul 25, de la versetul 41. În locul acesta, Domnul spune plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui după acest loc din scriptură, focul cel veșnic, iadul, este pregătit de Dumnezeu ca loc de pediapsă pentru satana, pentru demoni și în locul acela vor fi trimiși și cei care au ascultat de îndemnurile diavolului și au trăit în faptele celui rău. Focul cel veșnic. Apoi, în Apocalips 19, versetul 20, acest loc este numit iazul de foc și pucioasă. Cititorul grăbit citește iadul de foc. Vântul spune acolo iazul de foc, adică e vorba de lac. Un lac, imaginați-vă un lac, este din apă. Conținutul lui este apă. De această dată, iazul acesta, lacul acesta, numit iad, aici este o metaforă, Uh, e ca un lac care în loc de apă are foc. Cine se aruncă în apele unui lac, se aruncă să note, să se răcorească sau ce știu, prindă pești, ce treabă are el pe acolo. Da? E în mediul acela. Iazul sau lacul de foc este iadul și pucioasă, cuvântul pucioasă este un sulf, o substanță inflamabilă care arde cu putere. Da? Deci, uh, Ideea e că e un foc o văpaie teribilă. Așa este numit aici. Apoi, a patra expresie este expresia locul de chin. Despre bogatul nemântuit mi se spune că era în locul de chin. Adică în infern, în iad. Următorul termen este cuvântul ghenă, Matei 5 cu 29. Uh. În se înțelege locul în care sunt aruncate gunoile, locul în care ajung lucrurile netrebnice, nefolositoare, care sunt aruncate acolo pentru a fi nimicite prin ardere. Aia era ghena, groapa de gunoi, adică, groapa de gunoi, ghen. Și acest termen popular, îndeopște, acceptat, cuvântul iad, sau Hades, dacă este să ne gândim la un cuvânt din Biblie, acel cuvânt ar fi cuvântul Hades, tradus între noi prin cuvântul Iad. Aceasta ar fi terminologia biblică. Acum că am identificat-o, haideți să intrăm în detalii și v-aș propune să observăm, în al doilea rând, că focul va fi natura predominantă a Iadului. Din ce ai făcut Iadul? Asta este întrebarea. Natura predominantă a iadului este focul. Matei 5 cu 22 folosește expresia focul ghenii. 25 cu 41, focul cel veșnic. 9 cu 43, Marcu, focul care nu se stinge. Luca 16, 23, văpaia aceasta. Notați, vă rog, toate aceste cuvinte sunt pe buzele Domnului Isus. Apocalipsa 19, tot de Domnul Isus descoperite iazul de foc și de pucioasă, 21 cu 8, iazul care arde cu foc, Matei 18 cu 8, focul cel veșnic. Pe baza acestor texte din Scriptură facem afirmația că uh, focul va fi natura predominantă a iadului. Aud pe unii oameni spunând că uh, focul acesta la care se referă Scriptura nu este un foc real. Nu este un foc fizic, E o metaforă care ne trimite la ideea, la, la focul remușcărilor, la ceva spiritual. Deci nu e ceva real, nu e ceva ce consumă, nu e ceva fizic, da? ci mai degrabă reprezintă focul remușcărilor, a regretelor. E mai degrabă ceva spiritual, mai degrabă ceva uh, rupt. De existența reală în lumea emoțiilor, a simțămentelor. Stimați credincioși, asta este o poveste. Asta este o poveste ieftină. Dovezile biblice ne arată că focul iadului este real. Iadul este cu adevărat un loc real. Așa cum raiul este un loc real, așa iadul este un loc real. Și ca argumente că așa stau lucrurile, am notat aici numai trei. Primul argument este învierea. Învierea morților. Morții vor învia. La înviere vor căpăta trupuri. Cei mântuiți vor căpăta trupuri slăvite ca trupul înviat al Domnului nostru Isus. Biblia spune că la înviere vor învia și cei nemântuiți. Vor primi corpuri. Dacă cei mântuiți vor primi niște trupuri de slavă în care vor putea să vadă necontenit fața lui Dumnezeu și să se bucure de frumusețea lui Dumnezeu, cei nemântuiți la înviere vor primi niște corpuri create special ca să-și primească în ele pediapsa în focul iadului. Trupuri. Păi învierea morților este argument că iadul e loc real. Asta e unul dintre argumentele cele mai puternice. Dacă refuzi ideea că iadul este loc real, e imediată să negi și învierea morților necredincioși în trup. Să se leagă una cu alta. Da? Și logic, și argumentul este cât se poate de pertinent. Apoi, uitați-vă uh, aici, situația aceasta, bogatul nemântuit, deci vorbim de un loc real, cere un strop de apă ca să-i se picure. Chiar dacă este descrisă stare intermediară, nu-i vorba de iad, e stare intermediară, totuși locul acela e real și chinurile sunt reale. Vrea un strop de apă. Vă întreb, dacă te mustră rău conștiința, îți trece dacă bei un pahar de apă? Focul se stâmpără cu apa, nu conștiința. Și apoi Apocalipsa 14 cu 10 cred că aici, făcând mențiune, la faptul că locul în care se găsea bogatul nu este iadul, ci este ceva, un loc de chin, dar nu iadul, îngăduiți-mi, vă rog, o comparație. De ce zic acest lucru? În iad vor ajunge oamenii după înviere. Dar atunci, ce e locul acela de chin? Eu îmi răspund aceste întrebări pentru mine, dacă doriți pot să menționez și în fața dumneavoastră, în felul următor. Imaginați-vă un rău făcător. Deci a făcut o crimă. În urma faptei pe care a săvârșit-o, este arestat. Și este trimis la pușcărie. E arestat preventiv. Între timp, are loc judecata lui și după o vreme, care poate să țină un an, doi, trei, depinde cât de complicat este cazul, se dă sentința Sentința stabilește dimensiunea pedepsei lui. Deși stă în pușcărie deja. Așa și cei nemântuiți stau ca într-un arest preventiv, în e regim de detenție, dar în ziua judecății se va stabili dimensiunea pedepsei lor și natura pedepsei lor. Asta ar fi o distinție, o delimitare. Uitați-vă aici încă un argument, cum că iadul este un loc real. În Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 9 la versetul 11, Cuvântul Domnului ne vorbește despre cei nemântuiți care vor fi aruncați în focul care arde cu. iazul care arde cu foc și cu pucioasă, și apoi ne spune Scriptura că vor fi chinuiți în fața mielului și a sfinților îngeri în vecii vecilor și apoi fumul chindului lor se suie în sus în vecii vecilor. Această expresie, fumul chindului lor, ne trimite la faptul că iadul este un loc real. Când te mustră conștiința, când regreți ceva profund, nu se fum. Numai când ceva arde, se fum. Deci, metafora aceasta, imaginea aceasta, ne trimite cu gândul la faptul că este loc real cel mai puternic argument și ar fi, singur, ar fi suficient și acesta este învierea trupurilor. Crezi că va fi o înviere în trup a celor nemântuiți? Trebuie să accepti și că acele trupuri vor fi trimise într-un loc unde să-și spăsească pe și locul acela, după Biblie, se numește Iazul care arde cu foc și cu puceas. Deci, uh, focul va fi natura predominantă a iadului al treilea lucru. Suferințele iadului vor fi atât suferințe sufletești, cât și suferințe trupești. Există părerea potrivit căreia suferințele iadului vor fi suferințe de natură sufletească. Uh, ceva ce se leagă de lumea emoțiilor, a mustrărilor de cuget, a regretelor, a stărilor interioare, a păsătoare, a chinului lăuntric și nu are treabă cu dimensiunea corporală. După cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile stau altfel. Matei, capitolul 5, versetul 29 la 30, este un text unde Domnul Isus spune că mai bine să-ți un ochi, o mână sau un picior și să-ți mântuiești sufletul, decât ducându-te în păcat mâna ta, ochiul tău, piciorul tău, să-ți fie aruncat tot trupul în genă. Isus a zis tot trupul, deci se leagă de trup. Scrie în Biblie că se leagă. Matei 10, 28. Nu vă temeți de cei care ucit trupul și nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și sufletul, de deci suferințe sufletești, și trupul, suferințe trupești, în gen Scrie în Biblie. Scrie. Sunt cuvintele Mântuitorului nostru Isus. Și de asemenea Apocalipsa 14, la care deja am făcut referință. Mai departe. Iadul va fi locul suferinței în formă maximală. Suferință la superlativ. Imaginația omenească nu poate să conceapă dimensiunea suferințelor din infern. Orice am reușit noi să ne închipuim, imaginația noastră nu va reuși să cuprindă dimensiunea acelei realități. Textele din Scriptură sunt grăitoare în privința aceasta. În Matei 22, ni se spune despre întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Expresia asta, scrâșnirea dinților. În antichitate, când medicina nu se bucura de ceea ce avem acum, anestezice și toate acestea, când se făcea operații, intervenție chirurgicală. Imaginați-vă, trebuia amputat piciorul cuiva, sau se făcea o intervenție în abdomen, s-au făcut operații, înainte ca să existe uh, anestezie. Și cum se făcea? Pe viu. Pacientul era îmbătat bine, îi se dădea alcool. Asta e și textul acela din eclesiastul, pe care iubitorii de vin îl iau în, în plăcerea lor. Dar textul spune așa, dați băuturi tari celui ce piere. Adică, trebuie să fie făcută o operație? Îmbătați-l, ca să nu simt așa de tare, cu scopul ăsta. Despre aia este în context. Acum este anestezie, e altceva. Așa că nu merge uh, să fie folosit așa. Mai auzi pe un iubitor de vin legându-se de precedentul cu Timotei. Că și lui Timotei s a îngăduit să mai bea vin pentru că era bolnav. dacă vrei să bei vin, poate vrei și boala lui Timotei. Asta să fie justificat. Da, Doamne ferește de așa ceva. Da, în sfârșit. Revin asupra acestui pasaj. Cuvântul Domnului uh, sublinează subliniază în locul acesta Matei 22, 13, plânsul și scrâșnirea dinților. Când pacientul acela era operat, viu, îi se punea în gură o bucată de lemn de care să strângă. Pentru că durerea pe care o suporta în timpul intervenției chirurgicale era așa de mare încât își strângea din dinți până îi crăpau măselele. Și ca să evite, punea lemnul în gură, să strângă de lemn cât de mare poate fi suferința aceea încât un nefericit să accepte să scrape măselele în gură strângând tare ca să disimuleze durerea pe care o simte. Asta este imaginea, prânsul și scrâșnirea dinților. Textele acestea pe care le avem aici subliniază această dimensiune teribilă a chinului din infern. Este moartea a doua, spune cuvântul. Uh, cum să înțelegem această expresie, moartea a doua, decât pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu? Apoi, chinul iadului, în al cincilea rând, va fi etern, adică veșnic. Nu are sfârșit. Aceste teorii contemporane, cum că e un capăt, că se face ispășire, că până la urmă va fi o mântuire universală și o nemurire necondiționată, tot felul de învățături și teorii care n-au fond biblic, le spunem doar ca să reținem că există și așa ceva, dar de luat în considerare nu pot fi luate. Scriptura ne învață că ființa umană, omul, este un suflet viu, nemuritor, și infernul, chinurile din iad, vor fi veșnice. În această privință, cuvântul Domnului ne spune Matei 25 cu 41, expresia focul cel veșnic. Marcu 9 cu 43, focul care nu se stinge. Marcu 9 cu 48, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge. Apocalipsa 14 cu 10 și fumul chinurilor lor se suie în sus în vecii vecilor și alte texte de acestea subliniază că pedeapsa în infern este pentru veșnicie. În jurul anului 1200 a fost un predicator iezuit cu numele Henrik Suo. Omul acesta a avut o predică despre infern, așa a intitulat-o. Ea este consemnată, o parte a ei, în cartea la care am făcut referință, istoria infernurilor a lui Jean Minot, asta pentru care vreți să verificați. Uh. La un moment dat, în predica lui, Hering Suo spune ceva în genul. Vorbea ascultătorilor, cum adresez eu dumneavoastră în această seară. Estimați ascultători, vă invit să facem o călătorie în infern. Așa și-o intitula predica. Călătoria va ține un ceas, adică au avut de când se predice un ceas, așa era vremea și așa vorbeau. Zice el, luați-vă după ghid și apoi începe, face referință la tot felul de detalii, tot felul de detalii, îi face martor pe ascultătorii săi, în spiritul acelor vremuri, la chinurile, la caznele, la foc, la câte erau, Uh, N-aș vrea acum să vin și să spun cum se predica pe atunci, că ne-am îngrozit și ne-am dormit bine la noapte. Deși nu ne-ar face rău unora, ora, nu ne-ar face rău deloc. Da. De exemplu, uh, predicatorilor fățardii și li se tăia limba. Și limba creștea într iar era tăiată, iar creștea, iar era tăiată și într tot așa. Apoi, fiecare pe păcate pățea în descrierea lui Heri Țin însă să precizez un detaliu care mi s-a părut foarte sugestiv. La un moment dat, Herric uh, adresează o întrebare o sândiților. Își imaginează că o sândiților li se dă dreptul să facă o cerere. S-au adunat împreună, s-au sfătuit și au formulat următoarea cerere. Stăpâne, Doamne, s-au adresat lui Dumnezeu. Iată ce dorim. Un munte de granit înalt până la lună, de pe pământ până la lună. Și ce ați mai vrea? O vrăbiuță firavă. Și ce ați mai vrea? Să îngădui stăpâne doamne vrăbiuțe să lovească în stâl în muntele de granit cu cioc. O sută de mii de ani să bată în munte cu cioc. Și după o sută de mii de ani să rupă din munte o bucată de piatră cât un bob de orez. Și ce ați mai vrea? Să mai las stăpâne, Doamne, să lovească în munte încă o sută de mii de ani ca să mai rupă o bucată cât un bob de orez. Și ce ați mai vrea? Și au zis ei, iată ce mai vrea. Să fie îngăduit răbiuței să fărămițeze muntele ăsta mare până la lună, bucăți, bucățele, cât, buc, cât, un bob de orez, sută de mii de ani după sute de mii de ani. Asta îmi vrea. Și ce ați mai vrea? Și au zis ei, stăpânii, Doamne, când vrăbiuța va termina truda și munca, am vrea atunci să ne se sfârșească nouă chinul. Și Henry a zis că Dumnezeu ar fi spus, chinul vostru i veșnic, cererea se respinge. Așa a zugrăvit eternitatea iadului. Poți gândi la asta. asta e biblic ce a spus. Ei, chinul iadului este Etern. Și când ne gândim că această veșnicie o putem petrece cu Dumnezeu în slavă, o, să le vii să fie Domnul pentru această perspectivă. Cum va fi în iad? Uh, am uh, reținut din descriile, din scriptură, următoarele 10 afirmații. 1. În infern va fi despărțire veșnică de Dumnezeu și de fericire. Duceți-vă de la mine, blestemaților. Plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Viața oamenilor buni nu este posibilă fără să fie susținută de Dumnezeu. În lumea aceasta în care trăim, oamenii necredincioși sunt susținuți în viață de Dumnezeu. Vorba lui Pavel, Dumnezeu, pe când voi rătăceați și nu-l cunoșteați, v-a pus în inimă bucurie și va a dat vremuri rotitoare. Trebuie să fie în numele lui. În infern. Va fi tras această susținere uh, a lui Dumnezeu, această prezență a lui Dumnezeu. Iadul va fi întunericul de afară. Uh, înăuntru este Hristos. Afară este întunericul. Este un loc lipsit de prezența lui Dumnezeu și încărcat de prezență demonică, de tot ce este rău, de tot ce este întuneric. Iadul va fi foc, pucioasă și văpaie. Așa citim în Cuvântul lui Dumnezeu. Un loc teribil, un loc grozav în care va fi această văpaie, foc care nu se stinge, care va mistui pe interior, va mistui pe exterior, este ca un lac în care știm că e apă, dar în loc de apă este foc care arde într-ună. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta, spunea bogatul nemântuit. În iad va fi viermele care nu moare. Când moare viermele? Când nu mai are ce mânca. Ați văzut un hoit la margine de, de drum? Când dispare hoitul, dispar și viermii. Viermele nu moare, nu doarme. Este o imagine terifiantă a celor osândiți care au ajuns în această condiție. Cum scrie Isaia 14 cu 11. Așternu de viermi vei avea și viermite te vor acoperi. Este o trimitere la infern. Texte din Sfânta Scriptură. În iad va fi uh, oamenii uh, vor conștientiza binele pierdut și deșertăciunea lucrurilor pentru care au pierdut mântuirea. Asta e. Adu-ți aminte, a spus domnului uh, uh, Avram bogatului, că tu ți-ai luat lucrurile bune în viața ta pe pământ și laser cele rele. ce e cu vorba asta? Pentru că bogatul și-a ales în viață cele bune a ajuns în infern și laser că le ales pe cele rele a ajuns în rai? Nu, a fost invers. Dar toată viața acest bogat a bagiocorit calea lui Dumnezeu a râs de pocăință, a călcat în picioare legile lui Dumnezeu numindu-le strâmbe și că lucrurile bune sunt cele pe care le face el. Ideologia lui, felul lui de viață, standardele lui, astea au fost de dorit și de trăit. Iar acum pe lume de dincolo zice el, oh, n-aș vrea și eu ce bine ar fi să fiu un rai. Și îi se răspunde, n-ai tu binele în lume. A da, nu, no, mâncă binele acum. Du-ți binele înțelegerea faptului, să-l vezi, chiar mai mare nu poate fi, să-l vezi deasupra ta pe cel mântuit, să fi fost vecin cu tine, pe lângă tine să fi trecut cuvântul și Evanghelia și să ajungi pierdut în rai și să-ți dai seama că a fost doar un gest, doar o acțiune. Și ce a fost așa de important? O curvie? Un ban în plus? O casă mai bună? O haină mai bună? Un nume? Pentru ce ne-am pierdut mântuirea? Vă întreb pe dumneavoastră, după 100 de ani după ce murim, va mai conta la 100 de ani după ce murim, în ce casă am stat pe pământ? Cum ne-o chemat? Dacă am umblat pe jos sau am umblat cu mașina? Dacă am fost cunoscuți între oameni sau niște anonimi? Cât de prețioasă va fi peste 100 de ani iubirea femeii pentru care ți-a lăsat nevasta? Cât? Cât de proști oameni, iertați-mă că vorbesc așa. Până la urmă trebuie să spune lucrurile. Pentru, pentru o plăcere de o clipă a păcatului, își riscă eternitatea, merg în iad și după ce trece lumea de dincolo îți dai seama cât de nebun ai fost, cât de lipsit de înțelepciune ai fost. Puteai fi și tu mântuit, puteai fi și tu în rai și uite unde ești, de ce? N-ai avut minte. Ăsta este infernul, acest chin mistuitor, dublat de pe deapsă, fizică, exterioară. Asta este teribil. Este teribil. Și în urma asta, dar vei fi convins că ai făcut rău, că zice în Scriptură că la judecată te va încredința că ce ai făcut e rău. Sunt oameni pedepsiți în această viață pe nedrept, stau în pușcării pe nedrept, și au nădejde, într-o zi mi se va face dreptate, se va întâmpla ceva și o să fie restaurat. Și unii au avut parte de această restaurare, și după 20 de ani de detenție pe nedrept. Dar în iad nu se există nicio speranță. Nici o speranță, nicio perspectivă. Este năucitor acest gând. Și acolo cineva poate să ajungă, Dumnezeu, să ne ferească. În iad, oamenii vor. vor va fi pierzare veșnică? Despre asta am spus. Rușine și o cară veșnică. Rușine și o cară veșnică. Pedeapsa va fi gradată în funcție de vinovăție. Acolo nimeni nu se va putea apăra și nu va fi odihnă. Nici noaptea și nici ziua n-au odihnă, adică nu va fi repaus. Da? O continuă agonie, un continuu chin. Legați mâinile și picioarele, da? nu se vor putea apăra. Este rușine și o cară veșnică. Vi s-a întâmplat vreodată să vă fie rușine? Adică să fii în fost într-o situație jenantă, care s-a întors așa, nu știu cum, împotriva dumneavoastră, ați roșit din cap în picioare și ați fi dat banii toți pe care aveți numai să nu fiți în locul acela. Rușine. Aia ține un pic. Asta despre care vorbim este veșnic. Este veșnic. Imaginile acestea sunt grăitoare. Cuvântul ne arată apoi Că uh, în iad va fi tortură veșnică. Uh, natura iadului este foc și tortură. Găsim niște texte care ne adeveresc acest lucru. Apocalipsa 20 cu 10. Va fi muncit zi și noapte în vecii vecilor. Apocalipsa 14 cu 10 și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Luca 16, 24. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Matei 18, 34. Dați-l pe mâna chinuitorilor până va plăti tot. Cuvântul ăsta, muncă, nu e vorba că te pune să lucrezi împotriva voinței. Muncă silnică. Nu. Cuvântul grecesc este cuvântul basanizo. El apare în această formă verbală, basanisei suntai, da? și se traduce așa, urmând să fie torturați. Asta e cuvântul. Basanizo înseamnă a tortura. Deci infernul înseamnă tortură veșnică. Asta înseamnă. A fost un predicator care a trăit pe la 1800, 1700 și ceva, aproape anii 1800, într-una dintre predicile sale vorbește despre faptul că iadul este tortură. Și auziți cum descrie tortura. Se referă la sultanul Mehmed, care spinte că buz, burta unui paj pentru că i-a mâncat o piersică. Ducele Umbrino folosește un slujitor drept orță vie. Dionisos din Siracuza Uh, fetele l-au trădat, le fierbe în cazane, la foc, uh, domol. Asta a făcut. Mezențius a fost foarte rafinat în a tortura, lega în spatele celor pe care îi tortura cadavre, lăsa așa în putrefacție, până rămânea numai scheletul. Ea, tulburător. Urban ordonă ca propria lui fică să fie jubuită de vie, cu pinte de dinți, de fier, apoi îi taie limba, sânii, apoi este arsă la foc mic, aruncată într-un cazan și străpunsă în final cu săgeți. Nici nu pot citi tot ce uh, am găsit în predica acestui uh, predicator. Dar ceva din istorie, ceva real acum cu un text. Am preluat aici pe acest bilețel această secvență. Predicatorul uh, trăia un pic după ce uh, s-a făcut un atentat la adresa lui Ludovic al XVI-lea, care era împărat al Franței. Uh, atentatorul este un nefericit cu numele Damien. După ce n-a reușit să-l rănească pe împărat, doar un pic l-a atins cu pumnalul, l-a zgâriat un pic și după aia a fost. Uh, arestat, interogat, chinuit, să spună cine așa. Și acum citesc. Deci citatul acesta a fost rostit într-o biserică catolică în perioada aceea, predică despre iad. Auziți. În beciul lui Damien este imobilizat cu cătușe atât de strânse că îi zdrobesc închieturile mâinilor și gleznele. Este ars la tălpi, e întins pe un grătar de fier, îi se sfărâmă oasele cu op colțare, pe 28 martie 1757 i se arde mâna, îi se zmulge cu clește carnea de pe brațe, de pe coapse și de pe piept, în răni se toarnă apă colocotită, ceară, pucioasă și plum topit, apoi se trece la sfârșirea corpului. Mușchii nu cedează, călău cere voie să-i se taie membrele din încâieturi cu cuțitul ca să scurteze suferința că Damien trăiește și n-a scos un cuvânt de la începutul caznelor. Judecătorii refuză. Cai încep să tragă din nou în patru părți. În zadar, l-a apus, după patru ore de efort, călăul începe să taie. Două coapse sunt smulse din trup, apoi un umăr. Damien moare, s-a făcut dreptate. Și au zis cum încheie predicatorul predica. Ascultați. Dacă asta este pediapsa pentru atingerea duselui Ludovic al XV-lea, ce trebuie să înduri în iad pentru că l-a rănit pe Dumnezeu prin păcat? Deci a explicat cuvântul tortură. Basanizo. Asta e tortură. Țineți minte, asta fac oamenii semenilor lor. Ce va fi în condiția veșnică, în trupuri înviate, cu niște chinuitori stabiliți de Dumnezeu prin trechetele sale suverane, să ne ferească Dumnezeu, să știm vreodată. Infern. Cine va merge în iad? Cu aceasta încercăm să încheiem. Vântul ne spune că demonii, diavolul, toți cei necredincioși, și acolo sunt înșiruite faptele de necredință, păcatele, cei ce refuză credința, botezul în apă, cei răzvrătiți se vor duce și unii din fiii împărăției. Da. Dacă citiți cu atenție aceste texte, 1 Corinten 6, Apocalipsa, veți observa păcate cotidiene, din cauza cărora oamenii vor ajunge în iad. Uh, trebuie să vorbim și despre Rai. Și o să facem uh, după... O cântare. Dumnezeu să bine corul bisericii. Ne mai liniște inima ascultând corul cu o cântare și mă voi sili în aproximativ 15 minute după cântarea corului să vorbim. Despre iad despre rai, nu trebuie să vorbești prea mult, că o să avem vreme să-l vedem.